Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, își respectă promisiunea de a organiza în fiecare an Gala Educației, un eveniment în cadrul căruia vor fi premiați tinerii vâlceni care obțin nota maximă la evaluarea națională pentru elevii de clasa 8-a și la examenul de bacalaureat. Gala Educației, pe care am organizat-o pentru prima oară anul trecut, va fi și anul acesta. Și anul acesta vom avea a doua ediție a Galei Educației pentru tinerii de 10 ai județului Vâlcea și aici mă refer la tinerii care au obținut nota 10 la evaluarea națională, dar și la examenul de bacalaureat. Două examene foarte importante pentru copii, pentru tineri, pentru părinți, dar și pentru noi, pentru mine, ca președinte al Consiliului Județean Vâlcea, și în luna august vom organiza o gală a educației special pentru cei care sunt de 10 și au fost de 10 la evaluarea națională și la bacalaureat. Le mulțumesc pentru că ne fac să fim mândri, că ne dau speranță să privim cu încredere în viitor. Le mulțumesc și îi felicit, dar mulțumesc și felicitări părinților, bunicilor, dascărilor, tuturor celor care au contribuit la, iată, această reușită pentru noi toți, a spune, pentru că avem cu ce ne mândri în județul Vâlcea. În altă ordine de idei, până atunci, vă rog, dragii mei, tineri, aveți grijă de voi. E o perioadă în care poate unii vă spun că pericolul a trecut, nu a trecut. Acest coronavirus umblă liber printre noi, din păcate, și este foarte important. Știu că vreți la terasă, știu că vreți la piscină, în vacanță, știu că vreți mai multă, să-i spunem așa, libertate de acțiune, dar vă rog, protejați-vă, indiferent unde vă duceți, unde mergeți, aveți grijă, folosiți masca acolo unde trebuie să o folosiți, masca de protecție pentru față, folosiți de asemenea tot ceea ce înseamnă dezinfectant pentru mâini și respectați distanța socială. Este foarte important să ne vedem și să vă văd și să vă primesc sănătoși în august la Consiliul Județean, la Gala Educației pentru cei care au luat 10 la evaluarea națională și la bacalaureat.